Alexandra Stan nu uită și nu iartă, vrea neapărat să-l vadă pe fostul ei impresar Marcel Prodan după gratii. Cântăreața a depus o nouă plângere penală împotriva bărbatului care a agresat-o în urmă cu câțiva ani. Mai mult, artista îl acuză de înșelăciune și de evaziune fiscală. Deși a apelat la instanță în mai multe rânduri, Alexandra Stan e tare supărată că nu a reușit nici până acum să-l vadă după gratii pe fostul ei impresar Marcel Prodan, care a umplut-o de vânătăi în urmă cu câțiva ani. Ești mulțumită cu ce ai obținut până la urmă? S-a făcut dreptate? Nu sunt mulțumită. Tocmai de asta vom face apel. Nu știu să spun detalii de astea judecătoare și mie să nu greșesc. Deci îți zic avocatul meu mai multe. Niciodată nu și nici nu cred că se va întâmpla asta. În așteptarea unui verdict final în procesul în care Marcel Prodan este acuzat că a agresat-o, cântăreața i-a mai făcut acestuia și o plângere penală. De data aceasta, Alexandra Stan îl acuză de evaziune fiscală și de înșelăciune. În ecuație și-a făcut apariția un alt personaj, patronul unui club din Antalya, acolo unde Alexandra a cântat cu ceva vreme în urmă. Cei doi îl acuză pe Prodan că i-a înșelat cu o sumă de bani, așa că acum îi cer socoteală prin intermediul procurorilor. Din fericire pentru impresarul Bătăuș, așa cum a fost numit Prodan, parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus neînceperea urmăririi penale în această cauză, lucru care a scos-o din minți pe Alexandra. Avocatul ei a cerut curții de apel Constanța să anuleze actul procurorilor, însă nici de data aceasta ea nu a avut câștig de cauză. În celălalt proces, Alexandra Stan a obținut o decizie favorabilă. Marcel Prodan a fost condamnat la 7 luni de închisoare cu suspendare și plata a 10.000 de euro. Daune pentru lovire și alte violențe. Nici această hotărâre n-a mulțumit-o pe Alexandra Stan, care ceruse daune în valoare de 1.250.000 de euro de la fostul iubit. Așa că solista a făcut apel, cerând o pedeapsă mult mai mare.